Văd multă confuzie în acest pahar. Ești îndrăgostită? Și dacă sunt, nu contează, n-are legătură cu... Stai, care legătură? Cer scuze. Dacă ești, se explică multe. Deci? Ești? Da. Da? Da. Diana, de ce râzi? Ești chiar tu, Cosmin. Știi ceva despre subiect? Nu, nu vreau să comentez. Ai vreo informație? Nu vreau să comentez. Nu poți să comentezi? Nu. Încă nu știi. Cine nu știe? Vanda, îndrăgostită. De Andrei, știe toată lumea, știu toți colegii, adică... Mai uite, deci tu la Andrei cum s-a roșit. Andrei, tu știi ceva despre asta? Da, vă văd râzând așa, complici. Haide, Vanda, zi acum. Ce să zic? Ce naibii? N-am ce să Oricum zic. Știe toată lumea. Nu știi că poate e și el îndrăgostit de tine. Vanda? Da. Hai, spune-mi la ureche. Hai, te rog frumos, Vanda. Hai, te rog din suflet. Asta lasă între noi. Spune-mi. Cum te cheamă, cum te cheamă? Andrei. Cine Andrei? De aici. Andrei de aici? Da. Îți place de el? Da, dar mă respinge. Vanda, îmi pare rău, dar am venit aici strict pentru gătit și să evoluez. Îi place de Caroline? Stă numai cu ea. Îi iau genele de pe obraz, asta, observ. Sunt femeie bătrână, observ chestii. Aveți un taifur în inima, băi! Eu. Știi? Asta-i taifunul. L-am transpus, am gătit cu inima și se vede. Așa este, de ce l-am spus la început? Și gata! Sincer, ei doi nu se potrivesc. Vanda, cred că visează că ai vers pe pereți. Și o mai împiedică și dragostea să gătească bine.